Înștiințare de noapte din 20 martie 2022. Duhul Domnului m-a trezit și mi-a spus: strigă și prorocește. Așa vorbește Domnul poporului său: a venit vremea să vă plecați urechile și să ascultați ce zice Domnul pentru vremea care vine. Iată că e nevoie să faceți ca pe vremea lui Iosif în Egipt, să adunați și să economisiți din binecuvântările primite din partea mea, să puneți deoparte și să nu risipiți, și punerea deoparte să fie făcută cu înțelepciune și dreptate, fără să uitați că tot ce aveți, aveți din mâna mea. Să strângeți și să nu risipiți, să căutați, să trăiți liberi, fără să vă împrumutați și fără să datorați nimănui nimic, pentru că vremea care vine se va numi o vreme de criză și de faliment, de lipsă și nu de belșug. Iar cei ce vor asculta de glasul meu și vor fi pricepuți și înțelepți și vor lucra împreună cu mine, zice Domnul, vor fi ocrotiți și binecuvântați și pâinea nu le va lipsi și nici protecția de peste ei. Căci eu, zice Domnul, îi voi ascunde sub aripile mele și îi voi ocroti în cortul meu cel sfânt. Iar puținul lor și punerea lor deoparte împreună cu mine le va fi binecuvântată și pacea și mulțumirea nu le va lipsi. Iar pentru cei ce vor rămâne nepăsători la glasul meu, iată că vremea care vine va veni peste ei cu lipsuri, faliment, foame, lăcuste și îngrijorări, pentru că n-au ascultat de glasul meu și au fost lacomi și nemulțumiți. Amin. Păstor Remus Oros.